Nemulțumiți de schema de ajutor prin care statul dorește să sprijine financiar industria de divertisment din România, artiștii și impresarii artistici au ajuns la capătul răbdării. Sătui de promisiuni neonorate, reprezentanții patronatului producătorilor, organizatorilor și impresarilor artistici din România atrag atenția că proiectul de ordonanță de urgență propus de Ministerul Culturii pentru ajutorarea domeniului cultural este destinat preferențial organizatorilor de mari festivaluri. Mai mult decât atât, în varianta de ajutorare nu sunt incluși impresarii artistici, cu toate că aceștia sunt validați chiar de Ministerul Culturii. Ei cred că noi vom tace din gură? Sau... Nu vom face chestia asta niciodată. Avem atât de multe lucruri de spus, ne simțim înșelați, mințiți, călcați în picioare, se comportă ca niște dumnezei care vor să modifice destinul a mii de oameni. După cât am înțeles, în momentul de față, guvernul a aprobat 30% din capacitatea sălii. Sala polivalentă, de exemplu, are 5.000 de locuri, sala Palatului 4.000 de locuri. La 30% din capacitatea sălilor, spectacolelor, teatrelor, nu se poate acoperi cheltuielile ca să poți să ții un spectacol. Dom'le, sunt la pământ, sărmanii, spun, ne consultă pe noi, producători, dar ce se întâmplă? Nu începem să muncim? Acest patronat, până la urmă, nu este o entitate care funcționează de sine stătătoare. Noi stăm într-un lanț toți, că suntem producători, organizatori de spectacole, impresari, dar nu putem să facem nimic fără actori. Din comunicatul de presă al Ministerului reiese faptul că 5.700 de operatori culturali ar urma să beneficieze de sprijin. Este vorba de o schemă de ajutor de minimis dedicată exclusiv sectorului cultural independent, care oferă posibilitatea artiștilor înregistrați ca ONG sau SRL de a accesa un microgrant nerambursabil în valoare de 8.000 de euro. O altă schemă de ajutor cuprinde 4 tipuri de granturi, iar pentru finanțarea unor viitoare proiecte vor putea să aplice organizatorii de evenimente culturale, de festivaluri, librăriile și editurile grav afectate de pandemie.